Moțiunea semnată de 108 parlamentari ai grupurilor PNL, USR și PMP a fost dezbătută în plenul Camerei. În contextul acesteia, este amintit faptul că George Ivașcu nu a dat curs niciunei invitații de a participa la discuții în Comisia de Cultură. Mâine este programat și votul final. Deputații au dezbătut astăzi moțiunea simplă pe care opoziția a depus-o împotriva noului ministru al culturii, George Ivașcu, o moțiune simplă care vizează faptul că, deși mai sunt doar câteva luni până la perioada de decembrie, atunci când ar trebui să existe marile evenimente dedicate centenarului, toate proiectele sunt blocate. O situație în care se află de altfel și județul Argeș, care a depus la Ministerul Culturii în jur de 7 proiecte, dar deocamdată nu se știe care dintre acestea vor primi finanțare, pentru că, așa cum spuneam, la venirea la minister, George Ivașcu a blocat totul pentru a face o evaluare și a adus în discuție și alte probleme care există în privința zonei de finanțare. Mâine va avea loc și votul final pe această moțiune simplă. Dacă opoziția va avea câștig de cauză, atunci, teoretic, ministrul culturii ar trebui să plece din funcție. Spuneam asta doar dacă moțiunea simplă va trece. Până una alta, însă, parlamentarii puterii susțin că nu se impune o astfel de măsură. Oricum, aceste proiecte legate de centenar au trenat și în celelalte guvernări. Au fost o mulțime de situații în care direcția care urma să se ocupe de aceste proiecte ale centenarului a tot fost mutată, ba de la Ministerul Culturii, către alte zone. Între timp s-a ajuns la o formulă finală.